am să-i salut prezența. Este extraordinar de domnul profesor Cali, Adrian Cali. Chiar lăsăm să-și facă puțin încălzirea. Îi dăm microfonul lui Sorin Oprea pentru că își manifestă... Nu apucasem să termin, că intervenise domnul Cazimir Ionescu. Nu-i nicio problemă. Mi-a făcut plăcere să-l ascult pe dânsul. Haideți, ce ne tot am ascultat de aici? Să știți că mi-a plăcut poziția colegului Hosu. Așa este. Avem și noi partea noastră de vină. Asta este punctul pe rană. Avem și noi postă... Eu nu am fost aici, dar în momentul când acel carțianu sau eu știu care ar denigra revoluționarii, în secunda următoare, a doua zi, trebuia să fie 5.000 de revoluționari la televiziune. Și să sufoce... Sau unde era acea televiziune? Acum o să vorbim... Asta trebuia făcut. O să vorbim despre asta. Iar cu... numai o secundă. Iar cu problema... De ce încă mai există ce există? Există că încă persistă acest... E ca o boală care se întinde. Încă după 33 de ani persistă acest lucru. De ce tu și nu eu? Din cauza... Sau numai eu. Sau numai eu. De ce tu? Nu poți. Nu ai cum... Da, nu ai cum să... Nu, de ce? Eu sunt rănit, tu ești arestat, așa. Toți am fost împreună. Aș vrea să-i oferim un cuvântul și doamnei Leulescu, pentru că foarte mult s-a făcut referire la în primul rând, da, am doar două... 341 și i-ar fi păcat să nu puteți să... Doar două, nu le zic replici, dar două remarci. În ceea ce privește Ministerul Recunoștinței, se știe foarte bine că domnul Puiu Vesan a încercat înființarea acestui minister, dar fără folos. S-a căutat în perioada când domnia sa, Dumnezeu să-l ierte, a căutat și teren și toate cele pentru acest minister. În momentul de față am deschis discuțiile pentru acest gen de... extindere, pentru că este o creștere a numărului de angajați pentru acest minister. Trebuie mărit organigrama. Deci, mi-a spus nu, dacă se vrea o reorganizare doar pe numărul de angajați care sunt acum. Deci nu mi se dă voie în momentul de față să fac un minister. Eu vă spun de acum. Acum, dacă dumneavoastră reușiți... Adică e vorba tot de voință politică. Da, bineînțeles, da. Doamne ajută, cu sprijinul dumneavoastră poate voi reuși, dar eu vă spun că păi momentul de față, poate că acest dialog momentul tocmai de față, rolul acesta aceste la discuții la sunt doar teoretice și nu se pot concretiza. Cred că domnul Matei dorește... Nu mai puțin domnul Matei, că mai doar o singură chestie de adăugat, raportat la angajați. Doamna Piceavă, după câte știu că a avut o discuție în contradictoriu cu... domnul Tudorin, da, și știu că atunci am auzit că tatăl ei a murit când ea avea 11 ani. Eu niciodată nu întreb colegii mei despre părinții lor dacă vor să spună ok, dar ea a spus că tatăl ei a murit când avea 11 ani și nu a avut niciodată legătură cu această parte de a fi securist. Nu știu mai multe, dumneavoastră puteți să căutați să verificați, dar asta este acea refulare pe care a fost când ați avut acele discuții, da, în contradictoriu. Doar atât. Cred mulțumesc că frumos. Am să vă rog dacă putem să-i transmitem microfonul lui domnul Beni Oprea. O propoziție. Vă rog, domnul Oprea. Ce n-au avut curaj colegii mei? Pentru n-au avut curaj, credeți? Cred că au pierdut, nu că n-au avut curaj, că tot lumea de aici vine la noi. Vă zic eu, adică zic și eu o opinie. În asociațiile noastre, în afară de răniți luptători, la ceilalți, de astăzi sunt și eu membru la o asociație, n-am fost. Am fost doar cu titlul de luptător. Mă disociez de termenul de revoluționar. Nu îmi place. Numai comuniștii au fost de când s-au născut și până au murit. Am fost luptător în Revoluția din 89. Și avem milițieni, avem cadre din armată. Eu n-am luptat cu ăștia, am luptat împotriva lor până în 20.
Și nu avem curajul să le spunem în față. Păi deci, dragi președinți, care aveți în voi să-și facă asociația lor și să ne spună cum au susținut ei revoluția. Deci și mai mult, acei președinți care au susținut astfel de oameni care noi știm ce au făcut ei, ciocumic, așa cum a spus o pedelistă. Mai ciocumic, mai pe departe. Gata, o să-i dau, da, vă rog. Deci vreau să revin asupra problemei. De ce? Este... O să-i dăm imediat cuvântul domnului Casimir? Nu, da, vă rog. Este o singură problemă. Deci, la nivel național, este această lege a recunoștinței 341. A pornit, pentru că este o lege ordinară, totul a pornit de aici. Că se taie, se cizelează, se aranjează, se remodelează și așa mai departe. De aici a pornit totul. Dacă această lege ar fi o lege organică, nu s-ar mai discuta aici absolut nimic. Sunt sigur de asta. Domnule Leonescu, e posibil? Da, ce-ar schimba? Da, bine, nu știu dacă ar schimba ceva, pentru că până la urmă de foarte multe ori mi se aduce în prim plan persoanele care nu au ce căuta în această lege. Apropo de armată, de securitate și de toate celelalte, nu pot să spun că prin activitatea pe care o desfășor aici sunt și unele de a verifica dosarele care, ale celor care au certificate. Am verificat un dosar a unei persoane care este a fost și nici nu știu dacă mai este acum, nu cred că este parlamentar, habar n-am, nici nu mă interesează. Nu este, vorbesc despre altcineva. Probabil. Mulțumesc dacă mi-l puneți pe hârtie și uitați, posibil. Uitați, de ce sunt... Dar sunt vreau să vă spun că, verificând calme. Dosarul și bineînțeles că toate procesele verbale la noi sunt postate pe site, deci totul este public, am fost acționată în instanță cerându-mi 500.000 de euro despăgubiri morale. Deci o persoană care... După câte știu, aici în Timișoara a fost într-o zonă în care s-a tras o persoană care a fost în cadrul armatei cu o grade și care acum îmi cere 500.000 de euro despăgubiri morale. Deci cam aici ne aflăm. Eu vreau să vă întreb. Stați puțin, domnul Hosu, stați puțin, până nu ies toate lucrurile acestea, de ce nu se fac publice astfel de lucruri? Stați numai puțin că ajungem și la... Publice în ce sens? Nu, n-aș vrea, stați, avem un dialog deschis, dar vă rog frumos, aș vrea să se desfășoare... Prin opinii, vă rog, am stabilit de la început că nu vorbim unii peste alții, pentru că altfel mă văd nevoită să mă... Eu nu pot să girez un dialog de genul ăsta. Cereți microfonul și veți vorbi. Da. Vă rog. Deci asta a cerut să se facă curățenie și curățenie trebuie să înceapă de la noi, prin secretariat. Ce posibilitate există să se acceseze dosarele, doamna secretară? Dosarele, în momentul de față... Publicarea lor, chiar dacă respectă legile noi ale GDPR-ului. Având, da, nu știu dacă se poate, pentru că trebuie să respectăm GDPR-ul. Dar doar prin instanță. Dacă cineva solicită și are o acțiune în instanță și solicită prin instanță și este în contradictoriu cu cineva care are un dosar la noi în instituție ca dosar administrativ, atunci da. Dar ca și ele publice... Cum ajută secretariatul? Nu dosarele, nu știu, ar trebui... Dar cum ajută secretariatul, asociațiile la 33 de ani? Am să vă rog mult de tot, dacă se poate, să respectăm
poate să ieșim un pic din obișnuința, da, cum se spiritul revoluționar văd că se aprinde exact la ședințe. Aș vrea să vă întreb, numai puțin intervin. Secretariatul are foarte puține, activități, numai, dar știu, înainte erau sprijineau mult mai mult, aveau buget care putea sprijini asociațiile de revoluționare. Acum, nu știu, cel puțin de când sunt eu în această instituție, am văzut partea aceasta limitată. Cine creează viziunea desfășurării activității secretariatului? Cine este responsabil cu trasarea sarcinilor și a viziunii? Nu se pot adăuga alte elemente care să ajute și să sprijine asociațiile și revoluționarii? Știți că se face o proiecție de buget. În această proiecție de buget trebuie să introduce anumite proiecte și programe. Aici ar trebui să, probabil, să avem această colaborare și cu asociațiile și să-mi aducă programe care le pot include în activitatea și în proiecția de buget, ca să le pot include. Unul dintre programe ar putea să fie acela al publicării dosarelor? Nu cred. Din motive financiare? Cred că mai degrabă din motive ale respectării GDRP-ului. Facem abstracție, minister, deci secretariatul poate să... Doar pe publicarea numelui și prenumelui, care e atât. Este de ajuns. Și este suficient. Este de ajuns, da. Se poate și face. Și atunci, de ce nu se face? Necesită o sumă așa de mare? Dar nu, pentru aceasta nu e chiar deloc. Doar un pic de timp ca să putem să... Doar un pic de voință, de ca voință să și de așa. Timp, da. Dacă se poate... Domnul Petrișor Morar, vă rog. Deci, această... Problema a fost rezolvată când am fost ministru. Deci am cumpărat un program, atunci am început deja să copiem toate dosarele, peste 100 și ceva de dosare am fost schimbați atunci când am ieșit din guvernare, erau deja scanate, copiate, să le pună pe site. Sigur că trebuia să dispară doar datele persoane, în sensul că domiciliu și telefonul sau ce mai avea. În rest, toate erau publice. Am dorit atunci să fie toate dosarele să fie făcute public, astfel încât dacă Popescu Ion n-a fost și noi nu știm că a fost revoluționar sau n-a făcut nimic, să fie scos afară. Acest lucru s-a întâmplat atunci, a fost decizia mea ca ministru să facă acest lucru, mi s-a aprobat. E doar o problemă de scanare, de secretizare a anumitor elemente care acum mai a fost GDPR-ul și se pot face. Acel program a existat, l-am cumpărat de la Sinevo sau cum s-a chemat, la vremea respectivă să funcționeze și s-a început deja lucru. Doar că n-am vrut să scot 100 și ceva de dosare, cred că colegul de acolo a lucrat la ele când am fost eu ministru, era angajat la SSP și probabil că și acum este, s-a început deja să lucreze să scoatem aceste mai dosare. Mai este acel soft? Doar o secundă numai. Problema, în schimb, care s-a pus este alta. Au dispărut foarte multe dosare, au fost alți secretari de stat și am înțeles că s-au mai băgat elemente în anumite dosare, s-au modificat dosarele și s-ar putea să avem mari surprize ce găsim în dosarele respective. Prin ordin de ministru la vremea respectivă am spus că dosarele nu pot fi deschise decât prin ordin de ministru și închise la loc. De atunci, transferul care s-a făcut, un domn a fost găsit cu vreo 30 de dosare crescutea din instituție și alte minuni, aceste lucruri se pot întâmpla. Iar acum, o reanalizare a dosarului s-ar putea să ducă multe surprize. Probabil că unii dintre colegi vor fi surprinși să vadă ce găsesc înăuntru. Dar acest lucru s-a făcut. Iar decizia aparține, să-mi cer scuze, doamna ministru, va aparține dumneavoastră. Deci aveți acest drept și aveți această posibilitate, pentru că noi am dat deja o decizie în sensul ăsta și s-a lucrat. Deci, un soft, numai puțin. Deci anul acesta noi am achiziționat softul, am terminat procedura aceasta de achiziție, suntem în procedura de scanare acestor Câte dosare aveți? Sunt peste 30.000 de dosare, 33.000 de dosare. Wow, ce informație! 30.000, dar nu toți sunt unii sunt. Deci sunt dosare, dar asta nu înseamnă că toți au calități, pentru că sunt și participanți, sunt și dosare care au rămas în nelucrare, deci dosare care, dar total, acesta este când numărul lor. Când preconizați că secretariatul le va aduce luni de zile, la zi? De 6 luni de zile este contractul cu această firmă care a câștigat licitația, a început luna noiembrie, trebuie să termină în luna aprilie. Deci, asta înseamnă că în aprilie va trebui să avem, vom avea o bază de date electronică. Uitați,
Stați. Pot să iar pentru cei care au suspiciuni în ceea ce privește dosarul domniei sale, eu îi invit să vină să verifice dosarul în cadrul unei audiențe și de fiecare dată când am astfel de... Vă dați seama ce ar fi să vină 30.000? Eu nu știu, eu îi invit pe fiecare care cred că în dosarul fiecărui, dumnealui, nu este... Noi crede că nu este completare, anumite bănuieli că nu este complet. Dar dacă își deschide un cont pe rețea, pe dacă, bineînțeles, se poate transmite electronic dosarul personal al fiecăruia. Deci la solicitare se poate face și acest lucru. Am și se transmite, dar se transmite. Numai puțin. Imediat o să sigur. Scurt. Numai puțin, că domnul Cazimir Ionescu mai dorește să completeze ceva și vom lua o scurtă pauză. Scurt, foarte scurt. Nu vreau să completez nimic. Vreau să știu dacă am înțeles bine. Domnul Petrișor Morar a spus cu subiect și predicat că softul a fost achiziționat la nivelul ministerului, a lucrat și a produs 100 și nu știu câte dosare copiate. De ce a fost nevoie de un soft nou acum? Pentru că nu mai există acel soft. Cineva se face vinovat de lipsa lui. Dar instituția își pierde dotarea așa, după cum suplă. Nu pot răspunde de ceea ce a făcut alt secretar de stat. Îmi pare rău. Păi nu, eu nu v-am acuz pe dumneavoastră, eu întreb numai. Asta e o instituție. Deci știu că s-a încercat acea scanare, dar ce s-a întâmplat cu acel soft și cine a plecat cu acel soft, nu am cunoștință. Dar cred că mai multă cunoștință aveți tot dumneavoastră, pentru că aveți mai multă deschidere a ceea ce s-a întâmplat în toți anii în care acest secretariat a avut a avut activitate. De ce eu? Nu neapărat dumneavoastră, în general, pentru că dumneavoastră sunteți și revoluționari, pentru că dumneavoastră cunoașteți în principiu activitatea secretariatului, sunteți... Tot ce se face public, cunoaștem tot ce se face public, tot ce se ține sub obroc, nu cunoaștem. Am înțeles. De aceea vă rugăm să fiți mult mai deschiși, să aveți mult mai multe comunicate de presă, să știm de toate aceste acțiuni. Trebuie să știți că am nevoie și de oameni angajați pentru acest lucru. În momentul de față, dau lipsă de personal. De-aia conduceți instituția. Vă cred, dar nu pot să angajez atâta timp cât statul nu-mi permite. Am să-i dau cuvântul și domnului profesor Cali. Adrian Cali este, trebuie să spun așa, domnul profesor Adrian Cali este unul dintre oamenii care au cercetat dosarele și are și un doctorat în ceea ce privește autentic. Vreau să zic că bătem apa în pio. Să vă spun de ce. Cu cât am devenit mai mulți, cu atât a devenit mai dificilă verificarea. Nu înțeleg ce caută la SSMR, PP, Pipi, Pupu, habar n-am acolo, ce caută cu revoluționarii, oameni care au făcut ceva, dar vă rog frumos, n-au câștigat. Trebuia să fie Cezar de o parte și ceilalți de partea cealaltă. Are dreptate că sunt probleme în dosare, dar știți de ce? Pentru că acolo mai este o problemă, este IRRD-ul. Și nu vreau să mai zic de Institutul Memorialul Revoluției, care fabrică istorie. Andrei Ursu are făcut istoria Revoluției. Dumneavoastră v-ați dus pe 14 decembrie la Iași. Spuneți-mi ce s-a întâmplat la Iași și ziceți că nu se rescrie istoria? Vedeți? Deci asta vreau să vă spun. Cât timp dumneavoastră nu vă bazați pe oameni de meserie, când nu căutați oameni care știu ceva, până atunci noi tot o să ne întâlnim aici. Pe tine, Sorin Oprea, te-am văzut și în 1995 tot pe aici, că după 26 de ani tot aici ești. Pentru că asta este, nu angajați oameni de calitate, angajați un softist să facă istorie, să-l faceți purtător de cuvânt al Colegiului Revoluționarilor pe un softist. Ce mai vreți atunci de la Revoluție? Dosarele? Păi dacă, uitați-vă cum arăta harta orașelor martiri în 1995 și uitați-vă cum arată în 2015. Se dă vina pe securitate, o instituție care nu mai există și cei care au tras în armata sunt în Parlament. Și dumneavoastră îmi spuneți că lucrați acolo. Nu lucrați, doamnă, vă faceți că lucrați. Haideți că vă spun că lucrați. Și știți care e chestia cu dosarele? A zis aici domnul Cazimir. Dacă
fără acordul dumneavoastră ea nu poate să intre acolo. Intră pentru că cineva îi lasă. Și acolo se cosmetizează și o să avem surprize ca revoluția a fost la Cuca, Măcăi, Iliuța de Îndeal, mai puțin la Timișoara. Dar veniți aici în fiecare decembrie ca să puneți flori. Nu mai veniți. Nu mai veniți, că vă bate joc de orașul ăsta, vă bate joc de ce a făcut orașul ăsta. Ați inventat revoluții. Fiecare care a scos cât un ștergar pe geam, ștergea geamul, a devenit mare revoluționar, mai puțin revoluționari. Asta este rescrierea istoriei. Chemați oameni de meserie, angajați oameni de meserie, domnul Cazimir. Inginerii sunt buni, să vă spun o chestie. N-a fost nicio revoluție, să vă spun de ce. Când l-ați angajat pe Andrei Ursu, când l-ați angajat pe Andrei Urțu, cum să vină să zică la dizident anticomunist? De ce a fost partidul anticomunist român la conducere? Ăla era dizident comunist toată ziua. Nu dizident anticomunist. Ați făcut niște greșeli și greșeala mergem... În loc să zicem aniversarea Revoluției, zicem comemorare. Comemorare înseamnă pomană. Noi am devenit niște pomanangii în fața românilor. Asta am devenit. Îmi pare rău, domnul asta Ionescu, este... Domnul vă rog. Da. Nu, n-am vrut să spun nimic, decât că noi n-am știut decât două lucruri despre Andrei Ursu. Că este anticomunist și antisecurist, așa scria mare pe CV-ul lui, și că este cercetător de 5 ani, de 15 ani, și cercetător acreditat CNSAS. I-a depus la IRRD, în care domnul Ursu chiar deci se mințit, prezintă ca cercetător. A mințit, și dacă a mințit cu chestia asta, eu să-l cred că el spune adevărul despre Sunt Revoluție. Sunt multe minciuni care se spun de 33 de ani. Domnul Cazimir Ionescu, la un institut de cercetare, se uită, în primul rând, el trebuia să aibă măcar doctoratul, ca să-l faceți director. Dumneavoastră l-ați făcut un inginer IT-ist direct. Haideți, nu mai băgați cu vrăjeală aici. Asta este o vrăjeală. Aveți dreptate, aveți perfectă dreptate. Noi n-am știut, trebuia... două ni s-a pus exact, pe masă. Exact, ăia trebuiau să răspundă penal care l-au angajat pe acest IT-ist fără niciun fel de acord. Haideți să vorbim pe un ton și să... Vă rog să mai repetați o dată, domnul. Să se înțeleagă ceea ce vrem să spunem. Vă rog, domnul Ionescu. Vă rog, domnule Cazimir. Îi mulțumesc mult domnului Cali. Stați numai puțin. Îi mulțumesc mult domnului Cali. Și îi mulțumesc mult domnului Cali. Luăm o pauză imediat. Nu m-auziți? Subiectul. Da, domnul Cazimir Ionescu, vă m-auziți? Da, acum vă vreau să-i mulțumesc în mod special domnului Cali. Vreau să-l rog să repete încă o dată că angajarea unui director al unui institut de cercetări nu se poate face decât pe baza unor documente care probează că este cel puțin CP2 și cu doctorat. Și că am fost induși în eroare și că cei care ne-au indus în eroare trebuie să răspundă în fața legii. Nu să trimită oameni care să se lege la gard cu lanțuri ca să-l aducă înapoi pe Ursul, ca inginerii să conducă cercetarea ca pe vremea proletcultiștilor. Și nu facem paralelisme. Vorbim? Opinia este... Da, vă rog, domnul Ghema. Doamna secretar de stat, cu tot respectul, prin 2014, împreună cu domnul Burada de la Lugoș și alții câțiva, am făcut multe drumuri la București în încercarea de a-l convinge pe Adrian Sanda, cu care mă știam de la OPN, să publice dosarele, cel puțin acelor care urmau să fie luptători cu rol determinat. Până la urmă, domnia sa a prins această stipulație în normele de aplicare. Motivarea, dacă era prinsă în corpul ordonanței de urgență și se făcea un demers la Curtea Constituțională, era blocată întreaga ordonanță. Deci normele de aplicare, sunt convins că știți mai bine decât mine la OUG 95, prevăd expres publicarea dosarelor. Dați-i vă rog domnului Matei și după aceea îi dăm doamnei Leulescu. Deci din câte știu eu, normele au fost modificate anul acesta, nu, doamnă secretar de stat, de către Guvernul României printr-o hotărâre, pentru că între timp, de atunci și până acum, au intervenit două legi, legea 179 și legea 242, care au modificat legea 341. Și atunci se simțea nevoia modificării și a normelor care să cuprindă acele reglementări noi pe legea noastră. Nu știu dacă
acele reglementări de care vorbește domnul German au fost modificate sau au rămas în noile norme? Poate că trebuie să ne răspundă doamna Leulescu și este ultimul subiect pe care mi l-aș dori tare mult să mai avem doi. Doamna Leulescu, dacă poate să vă aducă lămuriri la această problemă și să știți, până la urmă, toți președinții de asociații și e bine să se afle acum și toți revoluționarii să știe cum stau lucrurile, dacă au suportat modificări aceste legi. Singurele modificări au fost exact pe legea 179 și 242, în sensul că la articolul 8 au fost aduse două alineate noi pentru acele categorii care, sau acele persoane care au avut o anumită activitate în structurile de conducere ale Partidului Comunist sau în gărzile patriotice. Deci singurele modificări în acest sens. Proiectul depus în Parlament a fost și pentru aceste categorii, numai că el a fost modificat, da. Și a rămas cu aceste două categorii. Am să vă rog mult, dar vă rog, domnul Sorin. Ce să vă spun, am rămas șocat sau sunt șocat de tot ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat până acum. La fel ca și dosarul Revoluției. În ce sens sunteți șocat? Sau care a fost noutatea? Sau ce noutăți despre a ce se întâmplă, deci din 90 până în prezent. Păi de asta vorbim de la început. Deci, de ce se țin dosarele? Că sunt, cred că mai mult de jumătate sunt dosare false, care sunt securiști comuniști, care încă iau mai mulți... Nu vorbea domnul Hosu că trebuie făcută curățenie în propria exact, ogradă? Exact ce a spus dată. Domnul Hosu. Exact ce a spus domnul Hosu. Și al doilea punct e dosarul Revoluției, care din punct de vedere... Despre dosarul Revoluției cred că am mai putea să mai vorbim încă vreo 3-4 ore de acum încolo și cred că ar trebui abordat ca subiect distinct, pentru că... Da, doamna Leulescu. Cred că... Da. De, în ceea ce privește publicarea pe site, deci este articolul 49, aliniatul 2, conținutul dosarelor celor care au obținut calitățile atestate prin titlurile toate celelalte, va fi publicat pe site-ul oficial al Secretariatului de Stat în condițiile legii 677/2001. Da. Deci vă rugăm să ne traduceți ce înseamnă asta, va fi publicat. În condițiile care? Nu, stați, că... Doamna, răspoare microfonul. După ce vor fi scanate, oricum, ele, toate dosarele, în momentul deci de față... Deci asta înseamnă luna aprilie, în concret. Da. Deci, în momentul de față, vorbim... toate dosarele sunt legate. Deci, introducerea sau excluderea unui document din dosare este imposibilă în momentul de față. Cine își asumă responsabilitatea ca în cât timp, din aprilie, după ce este gata acest contract, după ce se termină procesul, să apară la cât timp? Este prevăzut undeva? Putem să ne luăm un angajament, să aflăm? La cât timp după vor fi publicate și accesibile? N-aș putea să, pentru că trebuie știți să... Știți de ce? Că poți să mai treacă încă 33 de ani. Să sperăm că nu. Să sperăm că voi putea... Voi fi în continuare acolo și voi adică, să poate să... Știți de ce vreau să vă întreb, doamna Leluz? Da. Că este foarte știu important. Știu că este o dorință a tuturor să știe cine sunt revoluționarii. Dumneavoastră vă asumați acest proces de introducere a datelor. Ar trebui ca la pachet să fie cuprinsă și termenul în care accesibilitatea va fi la îndemâna asociațiilor și revoluționarilor. Și românilor, în general. Asumarea este doar pentru a reuși să scanăm aceste dosare. Deci aici mă pot asuma. Aici. Da, și după aceea vine altcineva și pierde softul. Să sperăm că nu. Să sperăm că nu. Păi. Bravo! Asta e. Aș vrea să vă... Spuneți-mi, domnul Tudorin Burlea, noi am, prin această firmă pe care am, cu care am făcut seama, contractul, ei am încheiat contractul, avem și un acest feedback, în sensul că tot ce se scanează periodic ni se transmite și pe stick.
Deci asta înseamnă o dată pe server și o dată pe stick. Acesta e un proces firesc, face parte din procedură. Este un proces firesc și este mai greu să plece și cu softul, mai ales că va rămâne pe softul instituției. S-a mai pierdut un... Da, dar acum rămâne pe softul instituției, ceea ce este mult mai greu. Pentru că una este să pleci cu un soft care este detașat și alta care este pe softul... Domnul Cazimir Ionescu și după aceea domnul Cali. Da, deci firma care, firma care a câștigat licitația... Vă rog, domnul Ionescu. Scurt, foarte scurt. Firma asta care a câștigat licitația, unul din principalele puncte la licitație, trebuia să se asume un termen. Ce termen are firma să publice dosarele? Câte mii pe an? Aprilie. Toate? Aprilie. Toate? În aprilie? 30.000 de dosare în aprilie? Asta am întrebat și eu. Dar domnule, nu-mi spuneți când... Eu nu întreb când începe acțiunea. Eu întreb când se termină. Asta am întrebat când vor putea fi accesate dosarele. Eu am întrebat altceva și ce am întrebat eu se poate răspunde. Și anume, la licitație, în caietul de licitație, cei care au câștigat o grămadă de bani ca să facă treaba asta, ce termen au? Dați-i puțin, doamne. Doamnă, nu, deci mi se pare că batem apa în pioș și pierdem timpul cu chestii tehnice. Domnul Tudorin Burlacu, vă rog. Neexistând voință politică, nu se face nimic. Clar. Și nu vrem să recunoaștem, adică prostim lumea cu chestii, cu iepuri și cu ținte fale. Domnul Burlacu, lăsați-o doamna Lăulescu să răspundă concret și să vedem. Firma are doar obligația de a scana. Este o firmă care nu are nicio treabă cu Revoluția Revoluționară. Bun, sunt de acord. Dumneavoastră și secretariatul, în schimb, trebuie să impuneți un termen în care, cum zicea și domnul Burlacu și domnul Cazimir Ionescu și cred că în asentimentul tuturor, inclusiv domnului profesor Cali, când se va concretiza, când acest proces cuprins într-un caiet de sarcini va deveni... Nu are nicio treabă și partea aceasta de publicare, când asta ține exact de secretariat. Când veți beneficia dumneavoastră ca, și când vor beneficia și revoluționarii și asociațiile de acest serviciu? Nu știu. N-aș putea să vă răspund. Dar pentru că nu este vreodată problema că trebuie să existe în caietul de sarcini putea? Nu, pentru că nu este datoria firmei. Vă rog, domnul Tudorin Burlacu. Gata, păi voiam să vă întreb dacă vreți să punem punct sau să venim. Nu, doamna Corina, deci numai un pic. Deci, încă o dată vă spun și vă repet, frumos, batem apa în piuă. Bun. Doamna Corina, mă lăsați să vorbesc, mă lăsați să vă explic și o să înțelegeți. Și domnul Cazimir vă spune la fel. Cereți termene, totdeauna am cerut termene, legile noastre au fost făcute fără termene și fără capitolul sancțiuni. Deci chiar dacă ei nu -i sancționa nimeni, termene nu există. Asta s-a întâmplat. Dacă doamna secretar de stat vă dă acum un termen, este termenul la care guvernul o dă afară și va veni alt secretar de stat care se va stabili alt termen și este un perpetuum. Ascultați-mă să vă spun cum funcționează. Și pe mine mă ascultați. Pentru că din 90... Domnul Burlacu, nu vă mai aud. Că vorbim prea tare. Deci de când s-a înființat SSPR-ul, am fost acolo. Și știu cum funcționează mecanismul acesta când nu se dorește. Când există voință politică, se rezolvă din prima. Nu mai trebuie noi să bătem apa în piuă sau să găsim nodul să din... Aveți microfonul care sigur amplifică sunetul. Da. Voiam să vă întreb ceva. Care este prima măsură pentru care ați făcut-o pentru a reglementa asta? Dumneavoastră ca asociație. Eu ca asociație, nefiind plătit, n-am nicio obligație. Păi am obligația să cer instituțiilor statului să respecte legea. Ce ar trebui să fac eu ca asociație și ca revoluționar într-un stat european, stat de drept, ca să se respecte legea? Ce ar trebui să stau în cap ca să se respecte o lege?
Ar trebui să mă dau tumbe? Vă rog, sunt eu de vină? Încă o dată, întreb, vă întreb. Păi dumneavoastră puteți să vorbiți și fără microfon. Da, deci este... domnul Tudorin Burlacu, am înțeles, deci am înțeles punctul frumos. Dumneavoastră de vedere. Este de fapt esența... Nu este punct de vedere, este o întrebare. Nu, este esența a ceea ce vorbim de două ore jumate. Chiar trei. Și vă întreb, ce ar trebui noi să facem? Sau ce vă așteptați dumneavoastră? Eu nu sau ce se așteaptă lumea să facem noi ca să se aplice legea în statul de drept? De câte ori... O lege. Domnul Tudorin Burlacu, exact. Nu, stați puțin. Domnul Tudorin Burlacu, da. De cât timp vă puneți această întrebare? Poftim? De cât timp vă puneți această întrebare? Eu de când pun această întrebare? De când timp o puneți? De când am văzut că nu există voință politică? De când ați văzut că nu mai există voință politică? De când am văzut că nu ne-au primit în Schengen, că jaiul înseamnă justiție și afaceri interne. Nu, stați puțin. Într-un stat de drept, într-un stat cu justiție și cu afaceri interne, legea se respectă. Domnul Tudorin Burlacu, iarăși e prea tare sună, asta este. Prea tare cine și mir, sigur cei de acasă că o să se simtă lezați. Vreau să vă întreb altceva. Cine mirăm? Nu, haideți să nu vorbim, nu vorbim la subiect. Vreau să vă întreb, vă puneți această întrebare de atâta timp. Da. Da. V-ați unit asociațiile, v-ați mai întâlnit până acum, în afară și, de și acum? Și dacă ne unim, ce realizăm? Și atunci de ce vorbim? Cel mai mare. De ce vă întreb? Dacă nu ați găsit... Nu. Cum? Vorbim, ne ducem atunci la începutul întâlnirii, de la discuției. Doamna. De la începutul întâlnirii noastre. De ce nu vă uniți? Pentru că, deci asta vă spun. Noi încercăm de o mie. Am încercat să ne unim, am încercat să ne unim și au fost tentative de unire. Cum să ne unim când dânsul v-a arătat de la început disprețul arestaților față de luptători? Nu arăta nimeni niciun dispreț. Doamna, ați perceput că eu n-am perceput așa. Aș vrea să vorbească și doamna Constanta, după care am să vă rog să-i permiteți și să-mi permiteți să-i dau legătura domnului Cali, domnului profesor Cali, că pleacă da. Și chiar vreau să profităm de experiența și de cercetările acestui om. Eu am o întrebare. Când mai SSPR-ul a făcut ceva pentru revoluționari? SSPR-ul este cel care vine în tribunal împotriva revoluționarilor. SSPR-ul este cel care trimite revoluționarii cu dosare la Bruxelles. Nu este o chestie împotriva dumneavoastră, doamnă, dar eu cred că deja sunt cereri ca să vă schimbe. Bun, sunt cereri ca vorbim. Să vă schimbe, pentru că așa s-a întâmplat întotdeauna. Ba a fost Sanda, ba a fost ăla, ba a fost ăla. Deci la fiecare 3 ani vine altul și se ia problema și se dă de la unul la altul. În regulă. Dumneavoastră a spus de curățenie. Păi haideți să-i chemăm pe cei 2200 de generali. A mai fost vreun război în România? Acum a spus dumneavoastră și de gărzile patriotice. Deci Garda Patriotică poate să aibă un certificat de recunoștință și un revoluționar nu. Complimente! Am să vă rog să-i dați microfonul domnului profesor Cali. Nu vi l-am tăiat. Vă rog să-i dați domnului. Eu vreau să vorbesc tehnic. Acum câteva luni l-am deranjat pe un tip pe nume Roland Thomason și el a publicat pe Facebook un dosar care zicea că e al meu. Eu în 1990 eram împușcat în mână, nu puteam să-mi scriu dosarul, mi l-a bătut la mașină. Eu acum vorbesc chestii tehnice. Nu... Și între pagina 1 și 3 a fost băgat... Da, Roland Thomason, am zis, Roland Thomason, asociatul, da, alături de Ursul. Și a apărut ăsta, a apărut pe Facebook dosarul meu de la Procuratura Militară, în care între fila 1 și fila 3 a fost băgată o filă și am fost bagiocurit, zice, uite bă, Cali, dar încă o dată, fila 2 era scrisă de mână, deci se vedea, era de râs. Și știți ce mi-au zis? Uite bă, Cali face pe deșteptul ăsta, nu-i revoluționat, ăsta e impostor. Ba zice că e împușcat pe podul Decebal, ba că e împușcat lângă operă. Uite, aici are și pistol mitralieră. Deci, doamne, dumneavoastră, acum tehnic vorbesc, dumneavoastră aveți siguranță că oamenii ăia fără supraveghere ăia fac treaba cum trebuie? Eu de asta am intervenit, că în rest nu mă interesează. Dumneavoastră sunteți sigură că fără un specialist lângă ăia lucrează cum trebuie? Deci, exact cum au spus toți aici, eu vă întreb, aveți siguranța că ea lucrează cum trebuie și noi vom avea...
Eu sunt de acord. Vedeți? Aș vrea să vă rog, la cererea celor mai mulți dintre participanți, să luăm o pauză de 5 minute, dacă sunteți și dumneavoastră, domnul Cazimir Ionescu, de acord. Este firesc să se ia o pauză, că, și dacă vreți, continuăm, dar să vedem dacă sunteți de acord. Sunteți de acord? Sunteți de acord, domnul Cazimir Ionescu? Să le permitem acest... Da, dar după pauză, îi mulțumesc domnului Cali pentru problema pe care a adus-o pe rol, care trebuie discutată serios. Am înțeles. Pentru că cine-i Roland Thomason nu știe nimeni. Roland Thomason este un nume pe un mail, pe un site, n-are identitate, n-are fotografie, n-are voce, n-are înregistrare, n-are semnătură pe contract. Vrem și noi să știm cine e Roland Thomason și vreau să-l rog pe domnul Cali, dacă zice că a vorbit cu dânsul, să-mi spună și mie ce știe, cum a ajuns să vorbească cu dânsul. Aș vrea să le mulțumesc tare mult domnului Hosu, doamnei ministru secretar de stat, pentru că doamnei Leulescu, pentru că au fost alături de noi. Sunt nevoiți să se retragă. Noi recunoaștem că nu am anticipat că vor decurge discuțiile atât de mult, dar există o acțiune în Timișoara și trebuie să facem și asta. Este ceea ce se face de 33 de ani. Se aprind candelele și asta se face acum, la ora 20. Prin urmare, vă mulțumim că sunteți, că ați fost alături de noi. Sper să devină o obișnuință și să mai facem astfel de întâlniri în care să sădim câte o idee, poate și un pic de armonie. Dacă o să fim sănătoși, dacă o să fim întregi, sunt mulți dacă. Prin urmare, noi dorim să rămână tocmai pentru a duce la bun sfârșit, pentru că ne dorim continuitate. Mai mult ar trebui să o susțineți, pentru că asigurând continuitatea, vă asigurați că lucrurile vor avea un traseu coerent. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, întotdeauna am solicitat sprijinul dumneavoastră. V-am spus, eu nu pot fără dumneavoastră și probabil nici dumneavoastră nu puteți fără mine pentru ceea ce ar trebui să facem împreună. Pentru acele dosare, că sunt scanate, să știți că avem o comisie care le verifică, au o coerență și o claritate extraordinară. Echipa se ocupă foarte bine de această misiunea lor. Deci v-am spus, nu este cu nimic implicat statul sau politicul în această activitate noastră. Deci nu are nicio implicare, nicio emisiune în această situație. Vă garantez pentru acest lucru, atâta timp cât voi sta aici, voi avea grijă ca aceste dosare să fie scanate și păstrate în forma în care le-am găsit și le voi preda după scanare. Sunt obligată ca în principiu un an de zile să le păstrez pentru a fi în paralel apoi verificate, pentru că este o verificare aceasta și fizică, dar și electronică, să coincidă una cu cealaltă, dar și într-un an de zile să mai poată fi verificată, să vedem dacă este sau nu acuratețea tuturor informațiilor așa cum trebuie și mai ales a tuturor paginilor, să nu aveți surpriza. Dar este o firmă care chiar mă bucur, este o firmă tânără care nici nu știu dacă știe despre Revoluție, nici nu-i dau prea multe informații, că până la urmă ceea ce fac ei nu trebuie să știe, dar vă garantez că plecând cu această activitate, acțiune, misiune, cel puțin pot să garantez din punctul acesta de vedere că vor face un lucru bun. Mulțumim, vă mulțumesc mult de tot, toate cele bune, doamne. Aș vrea să și la revedere și domnul Hosu. Da, eu vă mulțumesc colegilor mei pentru această emisiune. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamna Corina, dorindu-vă tuturor sărbători binecuvântate, în liniște și pace. Dumnezeu să ne dea putere și gândire să facem ceea ce trebuie și datoria pe care o avem față de națiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim tare mult, domnule Hosu! O seară plăcută, doamne, ajută, sărbători fericite și să iubim România, că este a noastră, și să o păstrăm pentru noi. Mulțumim, doamna Leulescu, să aveți sărbători frumoase și să ne auzim cu bine. Vă mulțumesc tare mult!
Aș vrea să nu pierdem șirul discuției, dar nici energia pe care am avut-o și eleganța discuției. Nu vreau să ne mai lungim foarte mult. Aș vrea să-l întreb pe colegul meu Victor dacă domnul Cazimir Ionescu a intrat sau mai este alături de noi. Nu mai este? Am înțeles. Îi mulțumim și dânsului sau și nici nu mai poate să facă legătura? Nu știm. Bine, nu este nicio problemă, știam că unii dintre participanți se vor retrage, că mai sunt și alte activități. Noi am avut un maraton. Aș vrea să tragem o concluzie și aș vrea să îmi spuneți din informațiile pe care le aveți. S-a înființat astăzi o asociație. Pentru mine este un semnal că există încă voință, că există încă acea energie. E un lucru bun, pentru că în momentul în care mai există inițiativă, înseamnă că nu e totul pierdut. În momentul în care mai există întrebări și mai vin răspunsuri către noi, înseamnă că încă mai avem speranță. Dar cred că nu ar trebui să o lăsăm după luna decembrie în șpaiți, cum zice Bănățeanu, și să o lăsăm, să o purtăm cu noi cam tot anul. Nu știu, domnul Oprea? Asociația care s-a constituit astăzi la Timișoara a prevăzut problema asta cu dosarele și noi în statut am menționat condițiile în care cetățenii care au titluri de luptători, ce trebuie să facă? În ce sens? În sensul că cei care au titluri, aceste memorii care sunt în arhiva SSPR-ului, fiecare cetățean care dorește să înscrie, care are titlu de luptător de orice categorie, să dea o declarație ca să putem să nu încălcăm legea protecției datelor personale, ca în caz că există o contestație, o suspiciune asupra lui, să poată să fie verificat. Pentru că fiecare dintre noi, așa ar trebui să fie, avem cel puțin o ciornă a memoriilor care le-am depus sau cel puțin putem să refacem din memorie ceea ce am scris. În prima fază mulți dintre noi nu am scris chestiuni, după aia am scris. Asta ar rezolva o parte din problemă și ar putea să fie, pentru că nu există luptători adevărați și mai puțin adevărați. Sunt luptători cu merite deosebite care și-au cerut, adică și-au cerut. Au îndeplinit criteriile legii și sunt impostori. Nu există alte categorii. Impostori și luptători în decembrie 89, răniți, arestați sau merite. Am înțeles. Dacă ar fi să tragem o concluzie, Adrian Colhon. Eu aș vrea să plasez microfonul, să-l plasez domnului Mihai Babischi, cât de mult vrea să vorbească și revin. Așteaptă de mult, așteaptă de mult, chiar vreau să stau pe stără. Și nici măcar o concluzie să ne oferi? Domnul Babischi, vă rog. Nu mai vă rețin, deja intervine oboseala, văd. Dar aș vrea să zic, dacă m-ați lăsat încă un minut, aveam ceva important de spus cu adevărat. Una, când vorbim de impostori, vreo doi au avut curajul să o spună. Păi dacă există milițieni bătuți de populație, cu titlul de luptător pentru victoria Revoluției, cu grad de rănit, dacă există accidentați auto sau victime ale unor încăierări de Crăciun, s-au certat, s-au îmbătat sau nu știu ce, s-au dus și au luat certificate, au uns unde a trebuit, în general, pe la SSPR, pe sus, pe acolo, și au obținut aceste certificate. Până nu se face ordine în rândul acestora, inclusiv în rândul răniților, pentru că legea spune clar, rănitul trebuie să fie rănit de glonț. Atunci, nu, societatea civilă, care îi cunoaște, ne anatemizează, ne disprețuiește. Și gazetarii, unii dintre ei, cei plătiți, așa sunt cei care ne atacă ca hienele. Asta este una la mână. Doi, există, de ce am spus guvernul, noi am găsit soluția ca fiecare dintre luptătorii meritoși, ca
care îndeplinesc criteriile legii, să-și primească indemnizația legală de pe acum. Deci acum. Fără ca bugetul să sufere sume suplimentare, modificări de capitole. Pentru că asta este, de câte ori trimite memorii sau merg delegații, discute cu X, cu Y, cer bani. Și fiecare ministru își pune mâinile în cap. Dar dacă acest guvern, acest SPR, lăsați-mă să spun. Eu vă las, dacă acest SPR își face treaba, modificând normele de aplicare pe care ei, această piceavă, le-a construit, și în normele de aplicare a Comisiei 49, articolul 1 și 2 spune că este de competența Comisiei să anuleze certificatele constatate obținute onerios, iar în articolul 3 al aceleiași norme de aplicare, zice Comisia, după ce constată, să trimită în justiție. Asta este o particularitate a legislației românești, asta știm foarte bine, că ambiguitatea e... Încă o dată, luptăm pentru respectarea legii. Eu vreau să vă întreb, dacă domnule, guvernul ar face treaba, dar nu vrea... Domnul Babinski, de trei ore vorbim despre faptul că fără voință politică nu se poate. Dar tocmai de aceea unitatea voastră, a asociațiilor și a revoluționarilor, trebuie să existe. Sigur. Pentru că dacă nu există, aș vrea să vă întreb concluzia. Vorbiți asta de 30 de ani. Cu asta și care ar fi concluzia? Mie mi-a plăcut că prietenul meu, Hosu, a zis că trebuie să avem o singură voce. Doamne, că noi ne luptăm de vreo 2 ani cu această poveste, de aceea am și înființat. Nu prea s-au făcut progrese mari. Din orașele martiri. Timișoara, care ar trebui să fie un exemplu din acest punct de vedere, are nu știu câte asociații, nu se înțeleg două între ele. Dumneavoastră, câte asociații aveți în Alba? În Alba Iulia, două. Și în Alba, în județ? În trei. Adică una în Cugir. E, dar suntem o echipă. Veniți în Alba să vedeți că în 21... Adică sunteți o coaliție acolo. În 21 va fi scos steagul Revoluției din Muzeul Unirii, cu gardă din 4 ofițeri, cu companii de elevi militari, de jandarmi și de militari. În regulă. Se dă onorul. Este firesc ca fie asociațiile de revoluționari și revoluționarii să facă aceste acțiuni. Este normal. Acum am vrut să vorbim de problemele de fond. Dumneavoastră aveți niște probleme mari. Aveți niște o imagine pe care doriți să o imprimați în plan social, una de acceptare, una de recâștigare a încrederii oamenilor în statutul revoluționarilor și credibilitatea. Despre asta vorbim. Acțiunile trebuiau să fie de mult. Nu am vorbit despre de ce nu se predă de 30 de ani profesorilor de istorie. Îmi pare rău că nu reușesc să vă fac să înțelegeți. Păi, până nu se elimină impostorii din rândul revoluționarilor. Cine elimină? Pe care societatea civilă îi cunoaște. Cine elimină? SSPR-ul, guvernul. Dar ei sunt membri ai asociațiilor? Poftim? Sunt membri ai asociațiilor? Sunt. Ce sunt? Sunt membri, impostorii sunt membri în asociații? Sigur că da. Și despre ce vorbeați? Că e nevoie de curățenie. Păi ce v-a spus Burlacu, nu odată? Ce să facem? Am trimis memorii cu nume. Nu, dar de ce nu sunt excluși din asociații? Doamna a plecat. Nu ne dă răspuns. Nu, de ce nu sunt excluși din asociații impostorii? Păi... Dar în baza unor declarații, trebuie să spunem. Păi, numai puțin... O, să rog, vă rog frumos, cu un ton, sigur cei de acasă, când ne aud cu tonul... Certificatul... Stați puțin. Nu se cunoaște conținutul dosarului. Bravo! Despre asta am vorbit. Exact. În regulă. Aș vrea să trebuie să înțelegeți. Da, am înțeles. Deci pe mine m-ați făcut să... Nu noi putem face treaba asta. Am înțeles. Am înțeles. Eu vreau să vă dau un exemplu. Există și latura cealaltă a problemei. Și vă dau exemplul meu. Pentru că sunt vocal, eu și alți colegi de-a mei, vă pot da mai multe exemple, am fost atacați de către SSPR-ul, de către un anumit personaj care e foarte cunoscut în mass media, domnul Moroșanu Tivilic Ceaușescu, zis,
și a făcut sesizări la SSPR să fim verificați. Din fericire pentru mine, din păcate pentru mulți colegi de-ai mei, nu știu cine a putut să... Mie mi-au găsit nici o problemă în dosar, m-au gratulat și așa mai departe. Important este, nu s-a respectat legea, SSPR-ul s-a autosesizat fără dovezi, în lege scrie trebuie să depui dovezi tu, dacă eu, dacă mă duc să sesizez calitatea unui revoluționar, trebuie să merg cu dovezi. Ei nu au dovezi și atacă acestea pe cei care suntem puțin sunt de acord cu dumneavoastră. Deranjanți. Acestea sunt niște stări de fapt care persistă de ceva timp. În concluzie, dacă ar fi să tragem o concluzie pentru cei care nu cunosc aceste probleme, pentru care le aud, pentru cei care nu sunt implicați în toate aceste procese, chiar și revoluționari, care este soluția pe care la care soluția este să facem lobby. Așa. Pe lângă toți politicienii care au cuțitul și pâinea ați în mână. Început? Am început și am încercat. Dar, din păcate, clasa politică și actuală, indiferent de coloratură politică, vă spun, am vorbit, de exemplu, la Cluj cu o grămadă. Au vorbit colegii mei la Alba, l-am rugat pe el să vorbească la Timișoara, e aici colegul meu unde e la Arad și așa mai departe. Asta acum 2 luni. Am încercat să vorbim cu ei. Știți ce ne-au răspuns? Trebuie să vorbim cu cât mai mulți dintre ei, să ajungă la discuții în grupurile parlamentare și după aceea să ajungă în coaliție să pună această problemă. Unitatea dintre revoluționari ar fi o soluție să faceți Este și nu este. Și vă spun de ce. Dacă merge și-o mers, domnul Joza, îmi cer scuze că dau exemplul lui, și-a mers la guvern și la președinție și a cerut pentru deținuții politici, pentru legea 118, ca și urmașii lor să aibă drepturi, i s-a aprobat. Nouă, dacă ne-am dus, inclusiv am fost acum în luna noiembrie la o întâlnire din partea colegiului cu domnul Tudorin și mai sunt aici câțiva colegi, la domnul prim-ministru. Nu ne-a primit dânsul că era ocupat cu Stoltenberg, că venise NATO și așa mai departe, dar ne-a primit un delegat al dânsului, un secretar de stat, se numește Drumea, și noi am mers acolo cu un mesaj clar. Nu mai dorim prorogare, pentru că de 12 ani guvernul nu face decât să modifice legea în minus, adică să taie, și suntem singura categorie din legile speciale, care sunt vreo 10 sau 12 în România, care de 12 ani ni se aplică în minus, adică vin cu prorogări și ne taie. Și din drepturile cu biletele de transport, în loc să primim 12, primim 3 și așa mai departe. Colegii mei știu. Deci, ce vreau să vă spun? Guvernul României, ne-am comunicat foarte clar care este doleanța noastră, să nu se mai dea prorogare, să se aplice legea 341. Au convenit să ne dea un răspuns până în data de 9, când noi aveam colegiul să putem să analizăm, să discutăm ce avem de făcut. N-am primit niciun răspuns. În schimb, după colegiul, noi l-am ținut dimineața, seara apare în monitor oficial prorogarea. Ce răspuns credeți dumneavoastră că e asta? Am înțeles. Mulțumesc, doamna Costanda, vă rog. O concluzie a dumneavoastră. Să știți că ni s-a alăturat domnul Cazimir Ionescu, este a revenit alături de noi. Mi-a plăcut enorm atmosfera din seara asta, până la un anumit punct am văzut că asociațiile erau foarte de acord. Sunt 33 de ani că noi ascultăm melodia pe o pânză de păianjen și cred că tocmai pentru acest motiv astăzi a fost inaugurată această asociație. Cred că ar trebui în primul rând schimbați toți din comisiile care sunt în Senat și în Parlament pentru revoluționari. Știți, ai tu o pilă undeva? Nu mai merge. A spus înainte, deci gărzile patriotice poate să aibă și certificat și revoluționari trebuie să se ducă în tribunal. Ar mai fi o chestie. De când și până unde s-a întrebat cineva
pentru lupta revoluționarilor, câte posturi de muncă s-au creat. SSPR-ul, comisia aia, comisia ailaltă. Aici e voluntariat, alții sunt plătiți. Tot pentru lupta revoluționarilor. Asta e ceea ce trebuie să explicăm noi, societății civici. Că noi am luptat și ei, pe lupta noastră, nu fac altceva decât să beneficieze și acum. Mulțumesc. Domnul Tudorin Burlacu. Da. Deci concluzia noastră... Concluzia dumneavoastră? Noastră. Pentru că noi de mult am discutat, cel puțin a timișorenilor, este publicarea dosarelor. Am înțeles. Aceasta este deci nu concluzia, soluția. Publicarea dosarelor. Deci nu se dorește publicarea dosarelor și respectarea legii, bineînțeles. Nu se dorește publicarea dosarelor, pentru că dacă se publică dosarele și cu martorii, că și în instanță, dacă ai 3 martori, dosarul este complet și se văd cine au fost martorii la un militar sau la un milițian, nu mai poți să-l mai atace pe un președinte care e vocal. Nu mai poți să mai... Pleacă toate neînțelegerile dintre noi. Se vede cum a fost făcut. Se vede în baza a ce a fost făcut. Se vede cine l-a făcut. Se vede cum l-a făcut. Păi să așteptăm pentru să se publice și ținem aproape. Doamne, stați un pic, că nu știți. Deci legea, deci mila noastră românească ne-a dus aici unde suntem. Pentru că în momentul când s-a făcut prima comisie de a acorda certificate, era o comisie mixtă. Păi acolo s-au acordat certificate. Stai să vă întreb, din milă s-au acordat certificate? Nu, ascultați-mă ce spun până la sfârșit și o să-mi puneți la sfârșit întrebarea. Deci când s-a făcut prima comisie care s-a constituit pentru acordarea primelor certificate, în anii 90 a fost făcută din parlamentari și reprezentanții detașați din guverne, respectiv din Guvernul Sănătății, Finanțelor, Muncii, Justiției, Armatei și MEI-ului. Dosarele au fost depuse conform legii, dar s-au văzut dosare de răniți care erau de partea aialaltă a baricadei. Și aici intervine cuvântul din milă, pentru că au fost împușcați soților sau au dat tributul de sânge, am fost de acord, deci comisia toată a fost de acord, parlamentarii și guvernanții, să le dea certificat rănit sau urmaș în legătură cu... Adică ascultați-mă până la capăt. Dumneavoastră acum ne spuneți că de fapt ați fost de acord până cu formulă. La deci acești în legătură cu nu primesc banii de la bugetul de stat, primesc banii direct de la Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării Naționale. De unde făceau parte? Vă spun oameni care au fost în comisie. Aia a fost atunci. E, acum acești oameni se erijează în purtătorii noștri de cuvânt. Deci este o doamnă la Sibiu, o nevastă de un milițian împușcat, care altceva nu face decât să ne denigreze, să ne învrăjbească între noi, să vorbească în numele nostru. Aceeași doamnă în 2010 s-a erijat în purtătorul nostru de cuvânt alături de câțiva colegi din prostiți, colega noastră Untilă și colegul Hosu, și s-a suspendat plata pentru luptători, ei rămânând în plată. E, noi, luptătorii, când am fost, niciodată n-am lăsat în urmă pe nimeni. I-am cărat în spate până la capăt, nu i-am lăsat să meargă la crematoriu Cenușa, nu i-am lăsat pe arestat să facă un nou canal. Domnul Burlacu, dar stați ei... puțin. Deci cum doriți dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră unitatea? Nu, domnul Burlacu, vreau să vă întreb ceva, pentru că vreau să trecem. Dumneavoastră a spus că din 2010 faceți asta. Ce s-a întâmplat nou? Ce doriți să schimbați? În toată, ce vrem să schimbăm? În tot ceea ce acționați. Doresc să vă spun că dumneavoastră este... mi-ați spus că vorbim... Haideți să trecem spus concret. Odată. Ce a cerut dânsul? Publicarea dosarelor și ce a cerut colegul și camaradul meu, Johnny. Ce faceți ca să... Ascultați acum să vă spun ce facem. Da. Vom insista. Cum? Și să dea Dumnezeu felicită această asociație nouă, dar dacă va trebui vom pune ștampilele toate asociațiile care suntem legal constituite înainte de... Bravo! Da? Și vom cere pe același criteriu și pe aceeași structură
cum este numit subsecretarul de stat pentru deținuții politici, știți cum este? Din propunerile deținuților politici. Am înțeles. Așa să se numească și la noi. Am înțeles. Și atunci eliminăm securista Atena, eliminăm. Este rușine ca un secretariat de stat revoluționar să fie condus de fii de securiști. Domnul Tudorin Bolacu, vă rog frumos să ne limităm la a păstra discuția la un nivel de comunicare. Da, comunicare. Am înțeles ce veți face. Da. Am înțeles. Aș vrea să vorbească și domnul Casimir Ionescu. N-ați înțeles o singură chestie. Am înțeles perfect ce vreți face. Noi n-avem nimic cu această doamnă Atena. Haideți să lăsăm așa. Lăsăm este așa lucrurile. O rugăm să fie juristă la Ministerul Transporturilor. Domnul Burlacu, nu mă ascultați. Aș vrea să acționați și în baza acelor hotărâri definitive ale instanței sau cu dovezi, să ni le spuneți și să spune: uite, s-a întâmplat cu doamna Cutare asta. Am sancționat-o, a fost exclusă, a fost condamnată, s-a demonstrat. Dar nu vrem să o dăm în judecată. Vrem să o avansăm, că e foarte bună. E prea bună. Mulțumesc. Pentru secretariatul nostru de stat. Am înțeles. Să se ducă la... Am înțeles. Noi ne-am săturat de ea. În regulă. Mulțumesc mult de tot, domnul numai puțin, domnul Săsăran. Haideți să-i dăm puțin, imediat, ca să putem să alternăm. Domnul Casimir Ionescu, vă rog. Vă mulțumesc respectos că mi-ați dat cuvântul. Și v-aș mulțumi și mai respectos dacă ne-am întoarce la tema la care eu am crezut că o să participați. Eu am crezut că voi participa la o întâlnire în memoria și în cinstea revoluționarilor și a revoluției, la o emisiune omagială privind revoluția și revoluționarii. Am pornit-o pe concluzii. S-a întins prea mult această discuție. Eu dacă continuă discuția despre SSPR și nu știu ce lucruri trebuie să capționare și ce grea, eu mă retrag. Dacă sunteți amabilă. Da. Cu sigur că vă mai rog înainte să mă retrag, dacă sunteți amabile, să păstrăm un moment de reculegere în amintirea eroilor noștri. Dacă rămâneți și să liniștim puțin spiritele. Dacă rămâneți alături de noi încă puțin, să știți că aș vrea să vă spun că de fapt eu am cerut și cer niște concluzii, pentru că nu am vrut să întindem mai mult. Vă rog să mă scuzați, noastră. Dar încă puțin a devenit exagerat de mult. Păi, înainte de a reintra dumneavoastră în legătură cu noi, să știți că s-a mers pe o linie legată de prima parte. Cu atât mai rău, înseamnă că lucrurile continuă. Nu, sunt oameni care își pun opinia și îi lăsăm totuși să spună opinia. Acum dumneavoastră v-ați exprimat-o pe a dumneavoastră. Nu mai avem foarte mult, mai sunt câțiva dintre invitați care își vor spune acum opinia și chiar eu voiam să vă rog ca în încheierea acestei întâlniri noastre să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care nu mai sunt, să îi omagiem și pe cei care nu sunt lângă noi, deși toți ar fi avut același drept. Dacă ne permiteți, îmi permiteți, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Săsăran să își spună concluzia, cu ce crede că a rămas de aici sau ce crede că se va întâmpla de acum încolo. Deci eu aș propune ca să luăm un moment de reculegere, după cum a spus domnul Casimir Ionescu, în cinstea celor. O să luăm, mai sunt șase oameni, și încă șase ceva, persoane. Noi suntem dezbinați la ora actuală din cauza unei legi apărute în 1996, să îmi spună cineva că nu e adevărat, când trebuiau să fie făcuți participanții. În momentul când participanții trebuiau să fie făcuți participanți, au devenit luptători. Luptători care ne-au penetrat prin număr mare și care nu au participat la revoluție. Mulțumesc, domnul Săsăran. Mulțumesc foarte mult. Sunt informații care cred că sunt utile și pentru cei mai puțin familiarizați cu această zonă și poate că înțeleg mai mult de ce cei 33 de ani sunt plini de frământări și de ce revoluționarii și revoluția au căzut într-un cont de umbră. Ar mai fi multe de spus, dar nu putem să spunem dintr-o dată totul. Scurt, da, am început. Eu sper să fie un început și să vă uniți și să încercați asta să rezolvați. Asta o să și facem.
Vă rog, domnule. Cu toți camarazii care vedeți în seara asta aici și cu toți cei din țară care sperăm să ne ajute ca să putem să facem o uniune totală, deci pentru toată România, din care noi să putem să avem și noi în Parlamentul României revoluționarii noștri care să ne reprezinte, la fel cum au zis înainte colegul meu Tudorin Bolacu la Secretariatul de Stat. Cum a fost aleasă doamna Răulescu neutrală, așa putem să trimitem și noi din țară, din asociațiile din țară, dar asta înseamnă că să fim uniți și bine puși la punct, să trimitem și noi trei reprezentanți care vor fi aleși din 3-1 ca... Mulțumesc, domnule Ursoiu. Bună, încă o idee care se desprinde din întâlnirea măcar de astăzi. Măcar acum în al 12 ceas. Mulțumesc tare mult, domnule Sorin Oprea. Vă rog frumos, sunteți un supărat și să știți ca să mă revanșez, pentru că, într-adevăr, v-am sărit de vreo 2-3 etape. Problemă. Promit că ultimul cuvânt revine la dumneavoastră microfonul. Eu zic că și am credința că tot unitatea noastră va fi soluția. Atâta timp cât nu avem o unitate și noi am lansat-o public azi dimineață, o voi repeta, vom dori din tot sufletul ca toată lumea, indiferent de categoria din care face parte, rănit, arestat, părinți de copii martiri și așa mai departe, inclusiv cei tineri care nu au nicio legătură cu Revoluția, chiar să se asocieze cu noi, să devină membri și să avem un cuvânt de spus. Încă o dată eu vă spun foarte sincer, în momentul când ai 5.000 de voci care cântă pe un singur ton, altcumva vor sta lucrurile și în fața guvernului și în fața... Nu cred că va sta cineva în care. Eu am mare speranță în acest lucru. Înseamnă că de ieri aveți speranța. Treabă. Și, bineînțeles, exact așa, că am văzut foarte mult voci chiar pe net spunând, bine, și ce o să face? E ca și loteria, dacă nu joci la loto, nu câștigi. Așa că, dacă nu încercăm să facem ceva, nu putem să vedem rezultatul. Am înțeles, mulțumesc, domnule Petrușeu Morar, obosit am cam epuizat. Nu, de ce nu? Deci, liniștit. În seara asta am desprins două lucruri. În primul rând, o problemă a noastră internă, dorința noastră de a vedea dosarele și mai ales de a vedea dacă cei care sunt revoluționari merită sau nu merită să fie, și doi, drepturile legate de legea 341. Aceste două subiecte au fost, de fapt, singurele care au fost în această seară. Eu cred că noi ar fi trebuit astăzi, aceste sunt lucruri interne care le putem discuta în interiorul asociațiilor de revoluționari, în seara asta ar fi trebuit să găsim un mesaj pentru țară, să vedem exact ce am făcut, ce am vrut și ce să facem noi mai departe să îndreptăm lucrurile. De fapt, ăsta a fost scopul nostru în 89. Acum, întorcându-ne la aceste elemente practice, nu facem altceva decât să ne lovim noi pe noi înșine. Și când domnul Turcescu a făcut emisiunea la televizor, cei care au dat informație și care au vrut să se audă la televizor la domnul Turcescu au fost o revoluționar, nu au fost alții. Ei au fost primii care au început să spună despre Popescu, Ionescu, Georgescu și aceste arme, cartuși care au fost date, au fost date de revoluționari. Adică această neînțelegere între asociații, această concurență între persoane care au fost făcute în drept de a fi eu mai bun decât celălalt sau mai, a funcționat perfect. Pe acest buton s-a apăsat atunci și noi am fost cei care le-am dat toate elementele în discuție. Acum, ceea ce cred eu că ar trebui să facem. Sigur, îi doresc succes noi asociații înființate. Sper să și îndeplinească rolul. Ce mi-a plăcut din ceea ce mi-a spus Sorin a fost un lucru deosebit de important. Adică trebuie crescuți tinerii atunci aproape de asociație ca să poată să ducă mai departe dorințele noastre. Să știți că acest principalul motiv al întâlnirii de astăzi, mi s-a părut un lucru deosebit de important și felicit pentru acest element, că măcar noi poate mai stăm 10 ani, dacă mai fi careva dintre noi peste 10 ani în viață, dar mă va fi cineva care măcar își va aduce aminte odată la an, măcar, de ceea ce am cu noi în Revoluție. Acest lucru este un lucru deosebit de important și mai ales pentru acest lucru e fericit.
Celelalte lucruri cred că sunt lucruri interne ale noastre și atunci ar trebui să vedem exact despre ce este vorba. Referitor la dosare, trebuie să spun câteva lucruri. În această comisie, în comisia care a funcționat, erau Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul de Justiție și Ministerul Sănătății și trei reprezentanți din secretariat. După ce se făceau dosarele verificate, se mergea la Comisia Parlamentară, unde au parlamente de toate culorile. Aceste verificări s-au făcut. Să vă rog să țineți microfonul un pic mai aproape de gură. Ca să... După ce, dacă s-au strecurat informații care nu au fost conforme sau s-au strecurat unii, s-au strecurat tot pe baza declarațiilor date de către revoluționari, tot de asociațiile înființate până în 92 care au dat acceptul, dosarele au fost aduse tot de președintele acestor asociații la SSPR, deci putem să discutăm aceste lucruri. Nu cred că acest lucru este o problemă care trebuie să discutăm neapărat la televiziune. Aceste lucruri se pot rezolva, se pot vedea, vor apărea dosare și lucrurile se vor rezolva. Ceea ce trebuie să facem noi este să vedem cum putem să aducem țara, acolo, în care acolo unde ne-am dorit noi în 89. Că dacă stăm în continuare și vedem în ce, cum se mișcă țara și care sunt neajunsurile, întâmplările, luptele care sunt și faptul că Ungaria, de exemplu, este de două ori mai dezvoltată decât noi în 20 de ani, sunt lucruri care ne dor. Și aici ar trebui noi să milităm, să găsim o modalitate prin care să mobilizăm țara să ajungă acolo unde vrem noi. Ne-am dorit tare mult ca și televiziunea să vă susțină și să vă sprijine și să fie unul dintre mijloacele și nu neapărat un măr al discordiei sau cel care să sădească neîncrederea în rândul celor tineri și al celor care ar trebui să creadă în spiritul revoluției și în revoluționari chiar. Aș vrea să vă rog, domnule Talpoș, mulțumesc tare mult, domnule Petrișor Morar. Fraților, nu vă rețin mult decât atâta, vreau să vă spun două cuvinte. Până nu e unitatea, face puterea. Și dacă noi suntem dezbinați, nu vom face nimic. Nu vom birui. Ascultați ce vă spun. Că ăla e mai președinte decât ălaltul, că ăla e mai revoluționat decât ălaltul. E cea mai mare greșeală. Iar vreau să-i răspund lui Tudorin, cu, a avut dreptate ce spune. Dar trebuie trași la răspundere și președinții care au dat avizele. Fiindcă ei au știut cu ei au dat avizele. Deci, să învârte... Adică să vorbim concret și să, da. Să mergem pe pragmatic. Eu vă doresc sărbători cu bine și să fim sănătoși. Mulțumim asemenea, domnule Talpoș. Sănătoși. Vă rog, ne întoarcem la Adi Colhon și să spună o concluzie. Domnule Colhon, vă rog. În primul rând vreau să vă spun că sunt foarte încântat că a avut loc această dezbatere. Eu, pentru că s-a vorbit destul de legi și recompense și drepturi și ce trebuie să le avem noi ca revoluționari, neavând parte de aceste drepturi, pentru că nu am un certificat de luptător, vreau să spun ceea ce m-a determinat pe mine ca să mă implic într-o asociație acum la 30 de ani de la Revoluție. Cum am spus la început, am stat în acest hotel 7 zile ca să apăr cu câțiva colegi pe noi noștri lideri de atunci, care erau în operă. Când s-a făcut garda, Sorin Oprea, care era șeful nostru, a pus o întrebare. Cine vrea să meargă să se ocupe de Hotel Timișoara, pentru că de aici nu intru în detalii, pot să povestesc, o carte pot să scriu ce s-a întâmplat aici, dar atunci toți se înghesiau să fie în operă, că acolo era centrul puterii. Și atunci eu, fiind mai tânăr, am zis, Doamne, hai că intru eu în Hotel Timișoara și fac chestia asta. Lucrurile s-au precipitat, nu mai contează, nu vreau să intru detalii. Vreau să spun că scopul meu, care m-a determinat să intru în această asociație, a fost tineretul. Și acel sondaj care l-am văzut la televizor. Eram în spital atunci când am văzut acel sondaj. Ce vreau să vă spun? Tot timpul am dat un exemplu și la colegi le-am spus. Uitați-vă în cartea de istorie și îmi pare rău că nu mai este domnul Cal aici, că a fost profesorul fiicei mele la istorie la Moisil. Ce scrie despre Tudor Vladimirescu, câte pagini se scrie în cartea de istorie despre Tudor Vladimirescu și câte pagini se scrie despre revoluția din Timișoara și din țară. Nu trebuie să discutăm de altceva, doar să verificăm. Acum a apărut o lege în Parlament, o propunere în Parlament, cu cine se va face această implicare opțională a cărții de istorie și ce informații și de la cine se iau aceste informații, dacă nu de la noi, cei care am fost participanți activi la această revoluție. Dacă din nou se vor face, dacă din nou se vor face aceste discuții doar din poveștile unora sau altora, n-am făcut nimic. Această carte de istorie pentru tineri, ca să putem să facem prezentări acestor tineri în licee, azi a fost o prezentare, de exemplu, la Loga,
domnul Cornel Vaida a fost acolo și nu știu, eu spun de domnul Vaida că de știu, nu știu de tine, dar nu e foarte bine că ai fost. Despre care trebuie să spunem că este un mare absent și tare ni l-am fi dorit, dar pare nu rău că i-a aici. Pierdut, exact, da. Cum de fapt și Petre Petrișor a fost... Toate aceste aspecte trebuie să rezolvate și din cauza asta este important, pe lângă faptul că trebuie să ne unim. Că eu, de exemplu, mai sunt colegi aici care nu suntem cu merite deosebite în Revoluție. Nu suntem recompensați de statul român și de avea dreptul de luptător determinat. Deși am fost foarte activ și ne-a riscat viața. Eu ce puțin știu clar că mi-a riscat viața și am o grămadă de motive să le spun. Însă asta ține de partea noastră, nu contează. Eu nu contest această lege 341, ci doar spun un singur lucru. De ce s-a dat un termen din data D până în data D, dacă ți-ai depus dosarul, ești bun, dacă nu ești, nu mai ești bun. De ce? Dacă este o lege dată pentru acest aspect, păi atunci, indiferent, pentru că eu am plecat în străinătate, sunt colegi care sunt în străinătate și nu sunt ca și mine. Nu m-am întors și n-am făcut acest dosar, pot să-l fac oricând, dacă am fost recunoscut ca luptător în această revoluție care s-a întâmplat în 99. Este o altă idee care se desprinde de aici și poate că ar mulțumesc trebui să fie consemnată. Felicitări încă o dată între emisiune. Mulțumesc tare mult, domnule Colhon. Da, domnul Casimir, ne permiteți să-i dăm concluzia și Aradului că a rămas domnul Florian. Vă rog. Mulțumesc că mi-ați acordat ultimul cuvânt. Am o promisiune. M-aș bucura foarte, foarte mult să ajungem să facem ceva de acum încolo, că tot mereu am vorbit despre ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Îmi doresc enorm de mult ca să realizăm ceva de acum încolo pentru... Așa, pentru orgoliile noastre de revoluționare. Pentru a duce la capăt obiectivele din 89. Exact. Și mai mult decât atâta, de aceea am și eu fost unul dintre promotorii acestui la inițiativei. Deci, așa am simțit și așa vom face. Și sper că să reușim ceva să facem de acum încolo. Vă doresc tuturor și vă dorim tuturor Mulțumesc. Să aveți putere. Acum, Piancura Dumitru German, dacă... Concluzia, imediat domnul Casimir, concluzia, nu, că încheiem după aceea, vă rog, o să ținem momentul de reculegere după ce îi dăm cuvântul și o să-l rog pe Sorin Oprea să dea cuvântul, să țină momentul de reculegere, vă rog. Eu văd lucrurile în simplitatea lor, orice încrângătură are o cheie. Și orice problemă o rezolvare. Exact. Noi ne-am asumat o anumită construcție. Am demolat ceva și am inițiat o ridicarea unui alt edificiu. Am inițiat, nu puteam face singur, nici nu aveam capacitatea, n-am avut nici organizarea prealabilă. Dar eu zic că acum, înainte ca să ajungem în căcărezele unor viermi și material pentru calcifierea pământului, putem să mai facem un lucru, să facem pe supervisor. Să spunem clar și răspicat celor care au puterea și care diriguiesc puterea, ce nu fac bine și ce ar fi de făcut. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Multă sănătate domnule, tuturor. La asemenea, domnule Casimir Ionescu, vă rog. Nu am înțeles foarte exact ce concluzii urmează să tragem și ce se întâmplă concluzia în acest moment. Concluzia de final. Ce ar trebui să desprindem? Cu ce ar trebui să rămânem? Eu sper din toată inima să nu fie ăsta finalul. Personal, nu pot. Am regulamente respectoase să nu mă întrerupeți nici chiar dumneavoastră. Nu vorbesc mai mult de 3 minute. Crezi că există un decalaj de sunet?
Da. Eu mă apropii cu nedumerire, cu durere și cu reproș de acest moment pe care dumneavoastră îl numiți momentul final al emisiunii și am să vă spun și de ce. Pentru că personal mă consider vinovat de faptul că atunci când ne-am eliberat, nu prea am știut ce să facem cu libertatea noastră. Că atunci când am demolat, nu prea am știut unde trebuie să ne oprim cu demolarea. Mi-aduc aminte că demolarea și mai mult decât atât, ajunsese atât de departe, încât primul ministru al țării ne spunea că trebuie să demolăm tot, că toată industria românească e un morman de fiare vechi. Și așa am și făcut. Am dat totul la fiare vechi. Eu personal mă consider vinovat pentru că eram la Institutul de Economie Națională, aveam o grămadă de colegi cercetători, economiști, care toți au fost aduși în arcul guvernamental, că mulți dintre ei mi-au atras atenția că nu trebuie să abordăm strategia fulger, strategia schimbării rapide și că trebuie să mergem moderat pe o strategie întrepte, că trebuie să păstrăm ce e bun și să fim atenți la ce pierdem și la ce demolăm. Nu i-am ascultat pe acești oameni și eu, unul, sunt dintre cei vinovați. Pentru că mi-aduc aminte că atunci când domnul Bârlădeanu, pe care toți îl făceau tovarășul Bârlădeanu, cu grijă pentru țară, pentru resursele ei și pentru ce avea țara asta și trebuia să păstreze, a fost pus la zid programul comunist și toată lumea l-a arătat cu degetul, inclusiv eu. Deci eu atunci am fost împotriva programului Bârlădeanu, pentru că eram anticomuniști, așa era momentul să fim anticomuniști. N-a fost niciodată momentul să fim atenți. N-a fost niciodată momentul să ne îndoim. N-a fost niciodată momentul să ne punem întrebări și să vorbim cu propria noastră conștiință, să fim siguri dacă e bine sau nu cumva e rău ce facem. Și de asta s-a profitat de plin. Astăzi, când pe stradă se strigă a venit vremea să ne luăm țara înapoi, noi revoluționarii ar trebui să fim primii care să ne facem un proces de conștiință și să ne gândim bine ce conține acest strigăt. Ce durere e în el? Al cui aș joc l-am făcut și al cui joc nu mai trebuie să-l facem. Vă mulțumesc. Ionescu, domnule Sorin Oprea, am promis că da. Va fi... Da. Deci... Haideți să păstrăm opinia fiecăruia intactă, pentru că de aici de asta a fost concluzia fiecăruia și aș vrea să schimbăm modalitatea, cel puțin așa mi-am propus eu, ca să ne respectăm opiniile și atunci când se va oferi ocazia putem să și contestăm, avem suficient de multe pârghii altele decât o discuție elegantă și cu respect față de celălalt. Pentru că ne adresăm tinerilor, nu? Sigur. Înainte de a ține acel moment de reculegere pe care domnul Ionescu l-a propus, aș vrea să mulțumesc colegilor mei pentru toată susținerea și să le mulțumesc că sunt alături de mine și eu alături de ei în proiectul pe care l-am început. Să sperăm că o să atragem cât mai mulți luptători alături de noi. Și dorim, bineînțeles, pornim cu convingerea că vom reuși. În fine, haideți să ținem un moment de reculegere toată lumea și să-i mulțumim și doamnei Krukovski că ne-a dat posibilitatea să ne mai spunem mofu. Și ne-a ajutat. Sigur. Da, bun.
Deci, începem minutul de recolegere. Doamne, ajută și memoria lor să fie mereu, chiar și în rândul tinerilor. Acum eu am să închei această întâlnire, mulțumindu-vă foarte mult tuturor, mulțumindu-vă pentru participare și mulțumindu-vă pentru mesajul pe care l-ați transmis. Sper că să treceți la fapte, sper să treceți la mai mult, iar sper că acest tip de întâlniri să nu fie, să nu rămână izolate și mai mult ele să evolueze printr-o armonizare cât mai mare între mesajele pe care le aveți. Pentru că, de fapt, să știți, dacă ar fi să trag o concluzie eu, acum, aș spune că, de fapt, vorbiți aceeași limbă. Undeva, cred că practica de 30 de ani de individualism, undeva aș spune cuvântul, e un pattern care l-a spurtat de-a lungul celor 30 de ani, și o practică. Dar, în realitate, aveți aceleași interese. În realitate, purtați aceleași mesaje, chiar dacă exprimate diferit. Și mai mult, mi-aș dori tare mult ca să continuăm sau să se continue astfel de dezbateri și chiar despre ce vorbea domnul Cazimir Ionescu, chiar IRD-ul ar putea să inițieze întâlnirile acestea care să construiască și să vă unească, pentru că întâlnirile cu obiective clare sunt convinsă că vor duce și la unitate și la puncte comune. Ce mi-aș dori tare mult este ca cei tineri să vi se alăture sau să ni se alăture foarte mult. Mi-aș dori ca în facultățile de istorie, viitorii profesori de istorie să cunoască mult mai multe elemente direct de la surse, adică de la revoluționari și de la oamenii care au trăit și cunosc aceste lucruri. Mi-aș dori de asemenea să știu ce cărți au peste 30 de ani tinerii noștri voie, ce este corect din acele cărți. Mi-aș dori să se facă curățenie și acolo, foarte mult. Mi-aș dori de asemenea să se facă acea clasificare sau să se facă acele amendamente clare unde s-a greșit și cred că atunci oamenii își vor recăpăta energia aceea și veți fi niște modele impecabile pentru tineri și pentru noi toți. Sunteți deja, dar pentru că vorbeam de acea doză de neîncredere și pentru că vorbeam de acea zonă, în momentul în care se armonizează, deveniți deja modele de urmat. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, domnule Cazimir Ionescu, vă mulțumim tuturor! Și mulțumesc tare mult colegilor mei, mulțumesc Victor, mulțumesc Cosmin, mulțumesc Dani, mulțumesc Nicu, mulțumesc tânărului nostru colaborator. Numai bine, domnule Ionescu! Și vreau să mulțumesc foarte mult gazdelor noastre, Hotelului Timișoara.